Schimbă perspectiva. Cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, ce frumoasă este viața! Sunt Mirela Retegan, sunteți la Europa FM și schimbăm perspectiva și în această dimineață. A început primăvara și a început luna femeii și nu puteam să încep această lună decât cu cineva foarte drag mie. A venit în studio și s-a transformat totul într-o primăvară perfectă. Andreea Raicu, îți mulțumesc că ai venit, Andreea. Cu mare drag oricând la tine, Mirela. Trebuie să-ți spun că a venit Andreea Raicu în platoul la Schimbă Perspectiva ca o boară așa cum trece ea de fiecare dată și noi toți aici, micuța echipă, noi uitam la ea, e, e, ca o gazelă, adică eu nu, știu, eu nu știu, adică pentru mine, în savană, girafele reprezentau eleganță absolută, să vezi niște girafe care alergă, o chestie din aia foarte dreaptă, foarte... și exact așa umbli și tu, știi, cu o eleganță și... Și te-am lăsat, ai venit, ai plecat, ai făcut numărul, ai ieșit puțin și când ai ieșit tu, Alex, colegul meu, a zis doar atât. Da. atât a zis Alex. Da. După care Andreea m-a întrebat, ni să văd și picioarele? Da, n-am pantofi. Perfect, am și eu un avantaj. Hai De să intrăm în rezolvat. poveste. Eu te iubesc foarte tare și mi-ești foarte dragă și mă bucur că în urmă cu ceva timp ne-am descoperit și de atunci fiecare întâlnire este una specială. Mulțumesc și sentimentul e reciproc. Dar aș vrea să te cunoască și ascultătorii acestei emisiuni și să învețe toate femeile, pentru că este o lună pe care le dedicăm lor, de la tine, cum să găsească în ele resurse și putere să își descopere potențialul, harul, frumusețea credința și să-și găsească sensul. Consider că ți-ai găsit drumul? Știu exact care e direcția uh, și drumul se mai uh, schimbă, mai șerpuiește din când în când în funcție de um, lucrurile pe care le întâlnește, pe care le întâlnesc în viață. Dar te-ai așeza pe calea ta. Mama pe calea care mea. Care e calea ta, Andreea? Calea mea e una în care am nevoie să știu care e adevărul meu, să știu ce îmi face mie bine, să știu ce e cu adevărat important pentru mine și să am energia să pot să contribui, să dau mai departe oamenilor uh, din ceea ce am învățat eu și ceea ce m-a schimbat viața. Um, și am, am realizat asta pentru faptul că. Ceea ce văceam înainte, televiziune, de la un moment dat încolo nu mai mi aducea de multă bucurie, atât de multă energie. Iar acum, în momentul în care învăț lucruri, primesc energie și când dau mai departe, mă simt din ce în ce mai fericită. Și cred că ceea ce am înțeles că este extrem de important este ca exteriorul să reflecte ce se întâmplă în interiorul nostru. Știi, am tot auzit discuția asta uh, și de la tine, și de la alte persoane care uh, au înțeles lucrurile diferit de fapt nu televiziunea era problema problema era că tu nu conștientizai că ceea ce faci tu transformă viețile celorlalți și poate nu o în acest sens da, cumva mi se pare că televiziunea pentru mine a fost ca un loc în care uh, m-am făcut cunoscută ce era despre tine exact, uh, în care eu îi să zicem îi ajutam pe oameni să aibă o stare mai bună prin felul în care arătam mai mult și mai puțin prin felul în care eram iar acum am dus într-o zonă în care fac lucruri îi ajut pe oameni prin ceea ce sunt, nu prin ceea ce prin cum iar arăt. preocuparea ta era cum arăți și cum te prezinți nu neapărat ce impact are ceea ce faci tu asupra oamenilor. Bineînțeles, pentru că și acum ai schimbat lucrurile. Exact, pentru că televiziunea cumva și zona asta a modei și tot ce ține de acest domeniu e foarte mult despre exterior e cum te prezinți, cum te îmbraci, cum arăți, ce rochie, ce pantofi, ce bijuterii, pozele cum arată. Știi care e ideea că n-am insistat degeaba. E valabil în orice profesie. Imaginează-ți un profesor care se duce în fața elevilor pentru ceea ce este el și pentru fără fără să contribuie. Se duce țiplă o profesoară îmbrăcată superb, cu toată știința ei, se duce și uh, expune. Dar nu, nu, preocuparea ei nu e ce ajunge dincolo. Ce trece de asta? Și ea este impecabilă. Depinde de profesor. Asta zic, cei care nu, sunt, care nu fac o menire din asta. Da, da. Tu ai inversat lucrurile și ți-ai dat seama, de fapt, că menirea ta, că ceea ce vede lumea este un instrument pe care tu poți să-l folosești pentru ceea ce lumea poate să descopere în interiorul tău. Da, și um, ce am înțeles de-a lungul ultimilor, an, ultimilor ani este că cea mai bună metodă prin care poți să-i ajuți pe oameni este să, să, îi investi prin exemplu. Pentru că degeaba -te. povestești. Știi, lead by example. Pentru că degeaba tu povestești diverse lucruri pe care toată lumea le poate citi în cărți, dacă nu le și aplici. Și stăteam la un moment dat de vorbă, chiar în terapie, vorbeam despre asta și spuneam că eu am realizat că nu mai vreau să fac acele lucruri mărețe pe care mi le-am cumva propus atunci, în momentul în care am terminat la televiziune. Dăm niște exemple de lucruri mărețe. Nu știu, îmi doream. Îmi doream, de exemplu, să scriu o carte care să devină un bestseller internațional, după care să se facă o carte, așa cum era It Pray, Love, să am un TEDx în, în, în San Francisco, nu mai știu, aveam niște liste din astea super lungi de lucruri pe care vreau să le fac. Și pe aia mi-am dat seama că muncind atât de mult, încercând să fac aceste lucruri remarcabile, ajungeam să fiu obosită în continuu. Um, stresată în burnout, pentru că am ajuns la un moment dat să fac un burnout și mi-am dat seama că, de fapt, lucrul pe care mi-l doresc cel mai tare este să am acea liniște pe care mi-o dă lucrurile făcute din suflet și nu din ego. Pentru că de cele mai multe ori ne punem, ne setăm aceste... tu doreai să mergi la TEDx, la San Francisco, din ego? Este atât de și ego încât nu-ți dai seama dacă... Uh, cum tu, se Andreea, dar dacă te duceai la San Francisco, la TEDx, noi nu ne mai întâlneam. Dar nu mai bine ai venit la Târgu Mureș. Bineînțeles, la Baia Mare. La, la Târgu Mureș noi. Da, corect. Noi ne-am împrietenit împreună cu toată gașca, de fapt, la tedx de la Baia Mare. Așa e. Nu a fost mai bine. Ba, bineînțeles că da. Bineînțeles că da. Și ați și cu cunoștință și cu domnul Olar și exact, cu afinele lumea, și cu toată, cu toată povestea. Deci, ce, ce ți-a San Francisco? Nu știu că n-am ajuns acolo. Păi... Cert este că ce am înțeles este că îmi doresc să am o viață în care eu să mă echilibrez și să fiu foarte bine cu mine și prin ceea ce fac eu, indiferent că fac în pătrățica mea mică, la cinci oameni, prin Instagram, prin ce unde am acces, să pot să contribui așa. Pentru... Ce înseamnă să fiu bine cu mine? Înseamnă în primul rând să nu mai ai acest stil de viață hăituit în care Cred că 99% din oamenii care sunt în jurul nostru din societatea asta trăiesc. Sunt hăituiți, sunt alergați, își stabilesc o grămadă de lucruri pe to lor list care de fapt nici măcar nu sunt ale lor, sunt cumva vin din exterior și nici măcar nu știu ce își doresc. Pentru mine ce înseamnă să fiu liniștită este să am acel spațiu în care am avut capacitatea să găsesc ceea ce era important pentru mine, să-mi găsesc drumul, pentru că drumul nu ți-l găsești în alergătură. Ești doar alergat, mergi, alegi, habar n-ai unde alegi, alegi în direcția în care alergă toată lumea. Și ai nevoie să te oprești să vezi ce e înăuntru, ce e înăuntru tău, ce ai nevoie să faci, ce o, te face tot, pe tine tot, bucuros. Din, tu, tot dintotdeauna mergeai așa ca pe nori? Nu, n am mers deloc apenor. Deci, nori. serios, deci dacă o vedeți pe Andreea cu cum umblă, am așa senzația, mai ales eu care sunt într-o viteză continuă, că nu mai, am să, nu mai, vreau să am această viteză, pentru că finalul anului... Păi și cum fac eu să opresc viteza asta, Andreea? Că mă uit la tine, ești ca o boare. Așa, pur și simplu. Și nu numai că ți e bine, dar aduci liniște în jurul tău, în timp ce eu vin și agit pe toți și uh, uh, îi tensionez cum fac eu să merg pe nori? În primul rând, oprindu-te și să vezi de ce mergi așa. Pentru că un alt lucru pe care l-am descoperit în terapie este că la un moment dat am venit, chiar și acum când am venit din India, am zis, păi, mă simt foarte... Mi se pare că sunt foarte lentă și foarte... Aștept să am energia aia. Energia maniacală? Mă întreabă terapeutul meu. Zic, că adică, ce vrei să zici? Păi, aia este o energie maniacală care compensează ceva. Ok. Starea ideală este asta. Și zic, cum? Ce vrei să cu asta? Și mi-am dat seama că, de fapt, asta e starea naturală în care poți să ai capacitatea să fii prezent, să fiu cu tine și să nu mă gândesc la șapte lucruri în același timp, să pot să stau și să mă gândesc la ce e cu adevărat important pentru mine și să pot să spun nu la nu lucruri care pot părea super interesante, dar din nou mi-aglomerează din nou viața și nu mă face să, să înțeleg. Știi, de când am venit din India mi-au venit enorm de multe idei pe care acum un an de zile nu puteam să le am pentru că eram prea grăbită să execut. Când suntem în execuție continuu nu mai ai spațiu să creezi. În același timp, pentru că suntem la schimbă perspectiva, am învățat niște lucruri foarte importante în ultima vreme. În primul rând că eu nu trebuie să îmi doresc să fiu ca Andreea Raicu. Aș putea să te corectez ceva? Drag. Tu nu vrei, nu că nu trebuie, tu nu vrei. Pentru că e o diferență foarte mare între eu trebuie să mă duc la sală sau eu vreau să mă duc la sală. Trebuie o instanță de undeva din exterior care îți spune ce trebuie să faci, vreau este ceva ce îmi doresc eu din interior. Deci tu nu vrei să fii ca mine? Nu. Okay. Pentru că uh, energia mea are nevoie de un alt combustibil. Exact. Ceea ce fac eu are nevoie de un alt combustibil. Pe mine mă guvernează verbul a face. Uh -huh. Și pentru mine să fac înseamnă uh -huh. să fiu în viață. Uh -huh. Poate pe tine te guvernează verbul să fii. Uh -huh. Sau te guvernează verbul să crezi, să... Gândești, să să acceptăm că suntem diferiți. Uhum. Da, dar eu mă uit la tine, cum umbli așa ca o boară, și mi se pare că viața ta e mult mai frumoasă decât a mea. Și acum noi facem un exercițiu, noi așa. facem un joc pentru ascultători, da? da? Pentru că încerc să mă gândesc la toate fetele care se uită pe internet și urmăresc persoane publice în online și își imaginează că viețile lor sunt mult mai frumoase și că ele au ajuns foarte ușor în punctul acela. Așa cum ne prefacem că eu îmi doresc din toată ființa mea să fiu ca tine, să am viața ta. Dar cum e viața mea? Superbă, perfectă. De unde știi? Așa se vede pe internet. Aș Așa, Așa tu să vezi. Pentru că eu pun și momentele în care mi-e greu sau sunt momente în care nu postez nimic. Dar de, ești superbă și atunci. Și ești, ești impecabilă și e, nu te-am văzut dramatizând lucrurile într-un fel în care îmi face plăcere să mă uit la tine chiar și când e greu. Pentru că nu dramatizez în general. Am învățat să mă uit la fiecare situație din viața mea în așa fel încât să văd unde sunt, ce pot să fac și unde pot să ajung. Niciodată nu dramatizez, pentru că știu că toate situațiile care mi-au fost date mi-au fost date să învăț ceva sau să mă oprească dintr-un dintr drum pe care am luat-o greșit. Nimic nu este dramă. Nu, nu văd nicio dramă. A, dramă pentru mine este momentul în care moare cineva, dar și asta face parte din viață. Deci nu e, mi s-a întâmplat mie că nu mi s-a întâmplat mie, s-a întâmplat persoanei care a plecat și e o certitudine cu care noi cumva trăim. Uh, în momentul în care cuvintele pentru mine au o foarte mare importanță și valoare, când aud pe cineva la birou că spune e o tragedie, întreb dacă e vreun tremur sau dacă a murit cineva. Nu exist, nu, pentru mine nu e o tragedie când un contract nu iese, când uh, tragedie trebuie să se întâmple ceva foarte rău ca să consideră că se întâmplă asta. Ci trebuie să nu vezi sensul acelei exact. situații. Nu dramatizezi, eu nu ajung să dramatizez. Mă, mă ies din situația în care mă aflu și mă uit ca un observator și văd ce s-a întâmplat. În Bun, niciun... Dar asta înseamnă că ai învățat să pierzi. Bineînțeles că am învățat să pierd. În momentul în care accepti viața, accepti și cu da și cu nu. Poți să identifici câteva um, momente de. Cum până le zicem noi, dar pentru că suntem la radio și la emisiunea asta, acele momente în care ai schimbat perspectiva? Situații din viața ta în care a trebuit să schimbi complet perspectiva asupra lucrurilor. Uh, pot să-ți dau un exemplu foarte important din viața mea, în care am avut un business la un moment dat cu un partener um, și din anumite motive, la un moment dat, valorile. E posibil să, se, să, 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 vină, să să devină diferite, um, n-a mai funcționat businessul. Și am pierdut absolut tot. Am rămas fără absolut nimic. Și în loc să stau să plâng și să dramatizez, că am rămas, m-am și îmbolnăvit, am pierdut și prietenul, unul dintre prietenii cei mai buni, partenerul de business, businessul, practic am pierdut cele mai importante lucruri din viață, începând cu sănătatea, uh, în loc să stau să-mi plâng de milă pentru ce mi s-a întâmplat, am încercat să înțeleg cu lacrimile în ochi de ce am primit această lecție. Și ce ai înțeles? Am înțeles că eram într-un parteneriat care nu mă punea în valoare, care nu lăsa potențialul meu să crească, să așa, să, așa, să ajungă acolo unde era nevoie și am, pentru că eu refuzam să ies din acel parteneriat the nice way, Viața a venit și mi-a creat o situație în așa fel încât s-a distrus absolut totul și a trebuit să o iau de la capăt uh, pentru că mi-ar fost frică să o fac singura. Dar până în punctul acela au fost niște cartonașe galbene? Că ăla a fost roșu, te-a scos definitiv. Nu, roșii, roșii. Dar au fost unele galbene pe care, uitându-te acum în urmă, ai fi putut să le vezi? Bineînțeles că da. Dar noi le vedem întotdeauna. Doar că ne este atât de bine acolo. Sau, nu ne este mai bine decât dacă am face o schimbare majoră. Și atunci rămânem acolo cu speranța că lucrurile se vor îmbunătăți, se vor schimba, va fi mult mai bine și nu va trebui să luăm acea decizie majoră despre care știm că va trebui să o luăm. Știi că mie mi-a fost tot timpul frică să întreb bărbații din viața mea, mă iubești? Pentru că ți era frică să shake the boat. Exact. Mi-era frică de faptul că nu voi putea duce răspunsă. Da. Și atunci rămânem în situațiile respective, lăsăm, le, le punem sub preș toate lucrurile care nu ne plac, le facem că facem nu există. Există ceva de care ți-a fost cel mai frică în viața asta? Da. Uh, cel mai frică mi-a fost să nu rămân singură. Dar în momentul în care mi-am dat seama că nu rămâi niciodată singur și, și nu mă refer la oamenii din exterior și la întâlnirea cu tine și conexiunea cu tine și starea pe care o ai când te conectezi cu adevărat cu tine, atunci am înțeles că n-am să rămân niciodată singură, pentru că persoana cu care rămâi e mai aproape de tine și îți aduce mult mai multă dragoste decât foarte mulți oameni cu care ai putea să fii înconjurat și care să nu-ți dea lucrurile de care ai nevoie. Eu am fost în vacanță în Peru și când m-am întors m-a întrebat cineva cu cine ai fost în vacanță? Și uh, m-am uitat așa și ai zis, ai fost singură? Și am zis, nu, am fost cu o super tipă. Păi, deci este cea mai tare tipă pe care am cunoscut-o. M-am distrat cu ea foarte tare. M-a lăsat în pace, am râs cu ea la aceleași lucruri, ascultăm aceeași muzică, ne plac aceleași uh, mâncăruri, avem același program de somn. Serios, cum o cheamă? O cunosc. Zic da, miră la retecan. E super tare tipul asta. Păi îmi place maxim să merg cu ea în vacanțe. Da, e foarte greu de înțeles. E foarte greu de înțeles până când nu experimentezi deci, Știi cum e ca și mantra mea. Cum e să meditezi? Păi nu știu, trebuie să experimentezi ca să înțelegi tot ce ți-aș povesti eu, nu are niciun fel de valoare, care și cu băutul. Cum este în beți? Păi trebuie să te înbeți, degeaba îți spun eu, că nu, nu ai cum să-ți dai seama decât dacă experimentezi. Același lucru e și aici și pare foarte ciudat, pentru că mie când îmi spunea cineva, da' stai cu tine, hai tu cum că adică să stau cu mine? Și acum când am venit în India, am avut câteva zile în care pur și simplu nu am, av am avut nevoie de nimeni și de nimic. Mi-era atât de bine în compania mea, era o liniște incredibilă la care am ajuns, încât Într-o primă fază, nu am simțit nevoia să împart acea relație cu absolut nimeni, deși poate pentru mulți oameni ar părea foarte ciudat. Uh, și pe măsură ce trecea timpul, introduceam pe câte cineva în viața mea, fiind ca un bonus. Adică orice relație e ca un bonus, pentru că e bine cum e acolo. Eu îți mărturisesc că prind câte o zi liberă și mă și gândesc uh, cu cine vreau să mănânc, cu cine vreau să mă întâlnesc, cu ce cine... și pe noi, zic, ho! Oprește-te. Exact. Ce cu exact. nebunia asta? Ce cu toată viteza asta? Dar exact. ne-am obișnuit să ne ocupăm fiecare oră pe care o avem disponibilă și există o competiție personală de a atinge cât mai multe obiective în fiecare zi. Încât... Câte a... întâlnire ai astăzi? Câte înregistrarea ai astăzi? La câte mese te duci? Cu câți oameni vorbești? Da, câte fort, coluri ai? Da. Și e cumva tu vii și spui, Păi mie nu mi-a sunat telefonul. eu am doar două coluri. Eu de săptămâna asta doar la un meeting am fost. A, înseamnă că nu ești relevant? Nu ești de popular? Nu te iubește lumea? Cum okay. adică? Și n-ai aceste frici? Nu. N-ai avut aceste frici? Ba, bineînțeles că le-am avut. Bineînțeles că le-am avut. Dar în momentul în care înțelegi că relevanța ta nu depinde de prezența pe care o ai și de contactele pe care le ai în mod de repetat... De ce depinde? Depinde de impactul pe care l ai pe lângă pe lângă oameni. Uite, cum ai spus tu, în momentul în care apar în, într-o încăpere, aduc liniște. Și oamenii vor să fie cu liniștea aia. Dacă aș fi în fiecare zi cu oameni, nu aș mai putea să am acea liniște, pentru că n-aș mai avea timp să meditez, n-aș mai avea timp să stau cu mine și să fac lucrurile care mă încarcă și aș fi exact la fel ca toată lumea agitată. Mi se pare foarte tare. Ai, ai atins un subiect foarte interesant și ne întoarcem imediat după pauză. Relevanța. Tu ai înțeles ce înseamnă să fii relevantă. Eu știu ce înseamnă să fiu eu relevantă și cred că dacă fiecare dintre noi am face asta, lucrurile ar deveni mult mai simple. Dar ne întoarcem imediat să povestim pentru că vreau să știu cum a dat drumul Andreea Rai cu oamenilor din viața ei. Cum a înțeles Andreea Rai cu ce trebuie să facă pentru a fi important. Ce, ce vrea să Iar că acest trebuie a intrat în uh, vocabularul meu și al nostru ne, al tuturor. Ne, ne luptăm uh, al nostru cu al el. Și să uh, e martie și ne ascultă foarte multe fete și foarte multe doamne și vreau să le dăm așa un, un, un plus de energie la început de primăvară. Cu drag. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan. Ne-am întors la Schimbă perspectiva, suntem la Europa FM și vorbeam înainte de pauză cu Andreea Raicu despre ce înseamnă să fii relevant. Nu câte apariții ai și nu câte uh, prezențe în spațiul public, ci felul în care îi impactezi pe oameni în momentul în care tu apari. E un consum foarte mare de energie să te întâlnești în continuu cu câte cineva, să faci în continuu. Cel puțin pentru mine este un consum foarte mare de energie. Și <laughs> pentru mine stai liniștită. <laughs> și am înțeles unul dintre lucrurile pe care le-am întrebat în India pe toți cei care lucrează acolo și care au joburi de zi cu zi, unii sunt în management, unii sunt în organizarea așamului, și am întrebat cum faceți voi ca în agitația, pentru că și acolo e agitație, să ajungeți să aveți această liniște pe care eu o simt, această stare de prezență care este, te încarcă. În fiecare dimineață se trezesc cu o oră sau două ore înainte pentru a-și face ritualurile. Și unul dintre ei spunea, stau o oră în silence seat, altcineva fac nu știu ce meditații de recunoștință, și mi-am creat acest obicei în care în fiecare dimineață nu mai meditez 10 minute, pentru că nu-i de ajuns. Meditez, fac exerciții de respirație de 10 minute și de jumătate de oră. Aici îmi găsesc toată energia și toată liniștea asta pe care tu o vezi. Nu știu eu de ce nu fac exerciții de respirație 10 minute. De -am ce? N-am timp. Exact. Cum de ce eu mă trezesc la 6 dimineața și la ce mă gândesc? Dar ce faceți? N-am timp. Exact. Deja am hotărât că eu n-am timp să fac cele 10 minute de respirație. Serios, Andreea, 10 minute? Și ce spune Osho? Ce zice? Zice că dacă ai timp, meditează 10 minute pe zi, iar dacă nu ai timp, meditează o oră. Nu, no. serus, Oșo. Să-l <laughs> Meditația îți dă foarte mult timp și spațiu. Și ai capacitatea să te uiți la lucruri într-un mod diferit. Da, dai Eu un pas știu, în spate. eu știu și te teoria cred știe. și tu știi că fac dar, uneori. Nu funcționează cu uneori. Dar mă trezesc dimineața și conștientizez și pui mâna pe telefon. că am această spaimă că nu o să-mi ajungă timpul pentru tot dar ce fi vreau să fac. Out. E această teamă că ratez ceva. Da. Atâta vreme cât nu o să lucrezi cu această teamă de a nu pierde ceva, o să ai în continuu această, această disperare. Această, păi, în primul rând, când ai această teamă, de fear of missing out, îți concentrezi atenția, nu-ți mărești lucrurile pe care vrei să le faci, ci îți mărești focusul pe lucrurile pe care le ai. Și recunoștința față de lucruri. Și slavă Domnului Mirela, că nici tu nu ai multe lucruri la pentru care să fii recunoscătoare, nu știu cine mai are. Am, da, am senzația că, 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 că nu e drept să pierd timpul când am atât de multe de oferit, știi? Dar ție ce-ți oferi? Îmi ofer și mie, dar nu eu sunt prioritatea mea numărul unu. Ba da, în viața ta tu ești, pentru că dacă tu nu mai ești bine, nu o să mai poți să dai nici altora. În momentul în care, știi, cred că cea mai mare contribuție pe care noi, toți de pe planeta asta, putem să o facem, este să facem în primul rând ceva pentru noi. Pentru că învățându-i pe ceilalți, prin exemplu nostru, e mult mai simplu decât învățându-i pur și simplu. Cum crezi că ai putea să înveți de la un om care nu face lucrurile despre care vorbește? Sunt de acord cu tine. Și nu întâmplător, anul trecut am fost pe aceeași scenă, fix în aceeași zi, la Concentrează-te pe tine, pentru că eu am înțeles la un moment dat că nu pot să-i cer copilului meu să facă ceea ce eu n-am fost în stare să fac, exact. că nu pot să le cer angajaților. În același timp, cele mai multe mame care ne ascultă acum se trezesc dimineața, exact cum îți spuneam eu mai devreme: se trezesc dimineața cu frica faptului că nu le ajunge ziua să facă ceea ce au de făcut și el o să vină acum să ne asculte pe noi și să zică da mă vine ea că are copil, de unde știe ea da. tu Nu ai copil, nu știu. Eu, hai că nu eu, știu. eu am e adevărat, eu, nu știu eu cum e am, am, când ai copil da? dar uh, nu este despre asta este despre faptul că indiferent că ai sau nu ai copii că ai sau nu ai soț că ai sau nu ai job că ai sau nu ai bani uh, uh, condiții sociale relația ta cu tine este principalul motiv de fericire și nefericire. Tu cum ți-ai dat seama că relația ta cu tine e principalul tău motiv de nefericire? Lucrând foarte mult și înțelegând în primul rând mintea, care mintea este lucru cu care petrești la fel, cel mai mult timp. Ori te împrietenești cu ea și e prietena ta cea mai bună, ori încerci să te lupți cu ea și devine dușmanul tău și o luptă pe care nu ai cum să o câștigi niciodată. Absolut și ce fac eu cu mintea atunci când mă despart de bărbatul pe care l-am iubit și mintea îmi spune că o să rămân singură pentru tot restul vieții, că uh, a fost tot ce era mai bun și l-am ratat și că uh, viața nu mai are mai niciun Mai întâi plângi pentru că e o pierdere și okay. pierderea vine întotdeauna cu tristețe și plângi. Îți dai voie să ai perioada de doliu, care poate să fie o lună, poate să fie două, în general acele 40 de zile, după care e important să înțelegi cine pune această întrebare sau cine face această afirmație, copilul sau adultul. Pentru că dacă adultul pune această întrebare, știe clar că nu va rămâne singur. Dacă pune copilul această întrebare, copilul interior care se simte singur și părăsit și abandonat și înfricoșat, da, e posibil, pentru că el dacă are doi ani, se gândește că o să rămână singur și o să se piardă pe pământul ăsta. Dar un adult știe că a trecut prin această experiență și are capacitatea necesară să poată să treacă peste ea și să găsească soluții să se echilibreze. Cum era, Andreea? când se temea să dea drumul oamenilor din viața ei și cum e Andreea astăzi? Disperată! Disperată și eram un people pleaser pentru că eram disperată ca oamenii să nu fugă. Având rana abandonului, eu nu vroiam să plece nimeni din viața mea, indiferent cât de toxic era, nu vroiam să plece. Și atunci încercam să fiu drăguță pentru că în mintea mea era că dacă sunt drăguță, oamenii o să vadă cât de drăguță sunt și nu vor pleca. Și Ajungi să treci peste tine atât de mult um, încât te pierzi, iar oricum oamenii respectiv nu contează. Ei ar fi de preferat să plece pentru că un om care te iubește nu te lasă să te, te, te pui în acele situații. Și astăzi cum ești? Astăzi? Când, când trebuie să dai drumul cuiva din viața ta. A, foarte tranșantă. În primul rând sunt foarte atentă la semne pentru că înainte nu eram. Îmi doream atât de tare să fie persoana respectivă în viața mea, încât nu eram atentă la semne sau le ignoram. Și într-o zi mi-exploda o bombă în față și am, dar cum s-a întâmplat lucrul, dar cum n-am văzut? Bineînțeles că vedeam sau nu vroiam să le văd, dar semnele erau acolo. Acum sunt atentă la semne um, și văd cât de confortabilă și cât de bine mă simt în prezența persoanei respective. Um, în momentul ăsta în viața mea nu mai am nicio persoană Cu care să nu mă simt confortabil Nu mai am nicio relație toxică Nu mai am nicio relație în care să nu mă simt eu Și să fiu capabilă să spun oamenilor ceea ce simt Nu știu, planificăm ceva și nu mai pot să fac Și în general oamenii se tem să spună Știi, uite, eu nu mai pot să da, vin exact. Sau weekendul ăsta vreau să stau acasă Deși n-am niciun fel de problemă Să nu sunt prietenii și să le spun Căutăm că am planific... tot felul de minciuni Și inventăm da. tot felul de scuze Care ne fac foarte mult rău niciodată, niciodată nu am mai inventat scuze, n-am mai încercat să evit lucruri, pur și simplu le spun într-o manieră foarte caldă și foarte blândă și oamenii înțeleg uite, îți dau un exemplu, într-o zi făceam, lansam un produs și uh, am zis să fac, fac un live cu câteva prietene foarte bune de ale mele, printre care și Malvina era un live care se făcea la mine acasă, cu echipă cu... și cu o oră înainte Malvina mă sună Uh, noi suntem extrem de apropiate. Mă sună și spune, știu că este important pentru tine, nu sunt singura acolo, mi-e foarte rău, sunt atât de obosită. Mi este rău de oboseală, am nevoie să merg acasă. Care a fost răspunsul meu? Înțeleg perfect, o să găsim o soluție și o să fie tot în regulă. Eu să știi că abia anul trecut am reușit să fac asta și să accept. Și să nu e personal. Și să accept că dacă mă voi duce, Mă duc să fac emisiunea aceea sau să fac intervenția respectivă, dar următorul drum va fi la urgență în perfuzii. Dar abia anul trecut am reușit să-mi dau voie să recunosc că nu, nu mai pot. E interesant că e important să ajungi până la linie, la capăt, adică să ajungi la urgență. De ce pur și simplu să spui nu pentru că pur și simplu astăzi mă simt obosită și am nevoie să mă duc la mine acasă? Pentru că educația ne învață că trebuie să facem tot ce putem noi ca să ieșim onorabil dintr-o situație. Bunica mea avea o vorbă care mi se pare foarte bună, că orice învăț are și un dezvăț. Și oamenii care nu te acceptă pentru cât poți tu să le dai, înseamnă că nu sunt prietenii tăi. Pentru că alți ani, în alți ani, cu siguranță, aș și spus Malvinei, vai de mine, dar nu te interesează, Acum am înțeles că nu pot să-i cer ei sau nu pot să-i fac ei ceea ce nu mi-ar plăcea să mi se întâmple mie. Și ce facem cu cei care nu vor să plece? Că eu m-am lovit de astfel de situații, de moment care eu știam că nu-mi fac bine, că, că, că nici eu nu le fac lor bine și cu toate astea pentru ei era confortabil să rămână în, în preajma mea și pur și simplu refuzau să iasă din viața nu mea. Nu înțeleg această situație pentru că e ca și când eu închid ușa și nu mai e treaba da. mea că o lasă la ușă. Păi, eu m-am închis ușa. Așa. Da, da, eu trebuie să trec peste ușă. Te oculești Responsabilitatea e, în ceea ce mă privește e a mea. Așa. Nu mai responsabilitatea în ceea ce îl privește pe celălalt, nu mai e a mea. Ok. dar Dacă... să nu dăm vina pe cei care rămân ei. Treaba lor unde rămân. Nu rămâi în relație pentru că vrea celălalt. Rămâi în relație pentru că vrei tu. Sau pentru că ți-e... Că vrei. Da? Că ți-e rușine, înseamnă că vrei. Din toate motivele. Da. Uh, oricât de pragmatic și de dur și de... Mă, gândeam zilele, mă gândeam zilele trecute că nu există, nu pot exista, nu vreau. Atât timp înțeles, cât vrei, aleg să nu. Alex să nu plec de aici pentru că, în general, alegem să stăm în situații pentru că avem niște beneficii. Noi toți rămânem în relații sau în orice fel de situație, pentru că avem niște beneficii. Și beneficii poate să, nu are doar o conotație negativă, are, sunt, sunt prietenă cu tine pentru că mă faci să mă simt fericită și bine când sunt cu tine. Ok, ce îți spui femeii care stă pentru aceste beneficii uh, pe care ea le numește siguranță? Dar de fapt este în cea mai mare nesiguranță posibilă. Exact, exact cum am spus că e un paradox. Uh, nu pot să intru foarte mult în asta pentru că nu știu care este legislația, dar din păcate știu că nu este o legislație foarte bine pusă la punct și femeia nu este foarte bine protejată. Dar există centre, îți spun eu, pentru că suntem în luna martie și e campania adoptă o mamă uh -huh. și mare parte din mamele cărora eu mă adresez fac parte din uh, grupul uh, pe care l-am întâlnit la uh, asociația taci, acolo unde ele și au brațe copiii și se duc și uh, își reconstruiesc găsesc un... viața. Găsesc acel sprijin. Ideea este că ele nu cred că pot face asta. Nu cred, pentru că ele trăiesc o realitate în acel spațiu care nu mai are legătură cu realitatea de afară. Și se gândesc că nu au unde să se ducă, nu au ce să facă, oricum o să vină peste ele, pentru că de multe ori, de exemplu, fetița de care eu am avut grijă provine dintr-o astfel de familie și când mama lor a hotărât să plece, tatăl a venit după ele. Și e tot timpul o, o frică și o spaimă de ce urmează să se întâmple. Să aibă încredere și să caute. Soluții. Oameni care să îi ajute să aibă încredere că există întotdeauna o soluție. Și chiar atunci când nu o vezi, ea există. Și că nimeni și nimic nu merită să rămâi în situația aceea. Doamne Dumnezeule, niciodată. Niciodată și o femeie are o forță mult mai mare decât și te-și imaginează și nu mă refer la forța fizică, are o putere de a trece peste absolut toate momentele grele din viață și să ajungă acolo unde are nevoie, mai ales atunci când e nevoie să-și protejeze un copil. Andreea Rai, cu ce e o femeie? <laughs> um, Știi, îmi vin în minte atât de multe cuvinte, pentru că femeia este ceva atât de complex, um, E ceva de complex care creează, care primește, care oferă, care, um, care poate să facă foarte multe lucruri pe Pământul ăsta, care are foarte multă forță, care oferă foarte multă iubire și care de multe ori nu este conștientă de toate puterile ei. Sunt foarte fericită că sunt femeie, nu mi-a plăcut să fiu bărbat. <laughs> și știi ce mi se pare foarte interesant? Că pe măsură ce trece timpul înainte, în viață, descoper atât de multe trăsături pe care le are o femeie pe care nu le-am descoperit până acum. Ai spus ceva pe care îl voi prelua pentru tot restul vieții. Ce? Înaintez în viață, nu în vârstă. <laughs> păi nu, în, via, în via în viață, nu? E ca și când stăm pe drum Dragi ascultători, începând de astăzi, miră la rătegan înaintează în viață. Și dacă mă întâlnesc cu cineva și îmi spune că sunt înaintată în vârstă, îi amintesc că eu sunt înainte în viață! Normal! Doamne, bravo! Deci a meritat 50 de minute numai pentru asta. Suntem pe ultima sută de metri. Începând de astăzi, dragi ascultători, înaintăm în viață! Superb! Superb! Păi așa? Superb. Înaintăm ba în viață. da, dar n-am mai auzit un felul ăsta spusă. Superb! Înaintăm în viață împreună și avem un cadou pentru voi. În primul rând, intrați pe Mirela Retegan pe pagina oficială, pentru că Astăzi, Andreea, donează trei uh, lucruri uh, personale pe care noi le dăm mai departe pentru campania Adoptă o mamă. Cu bucurie, da. Și îți mulțumesc foarte tare. Și in, uh, tot acolo o să găsiți la sfârșitul emisiunii uh, o postare, o fotografie cu noi două, superbe, eu cu pantofia, cu cizme, din fericire. Uh, <laughs> și uh, uh, răspundeți la întrebarea... Uh, scrieți în comentarii un singur lucru pe care vi l-ați propus pentru anul acesta. Da, unul singur, că ne propunem o grămadă de lucruri și am învățat de la Andreea că ar fi bine să mai tăiem din lista asta și cineva o să primească Astăzi, aici, acum, cartea mea roz, că mai mai prezentă de astăzi, aici, acum, nu există și pentru că ne ascultă foarte mulți părinți jocuri de jucat primăvara cartea pe care eu o iubesc foarte tare. Ce ne-ai adus, Andrei acolo? Ți-am adus agenda noastră de anul ăsta care în fiecare an are cu o temă, iar anul acesta este să construiești relații autentice, pentru că ha. suntem atât de deconectați și de grăbiți încât nu mai avem timp să avem relații autentice. Draga mea, este perfect. Ai vrut, am început episiunea povestindu-ne cum ai fi vrut să faci un bestseller și să fii invitată la TEDx San Francisco. N-ai reușit să faci asta, dar scoți o agentă fiecare an. Da, în fiecare Cred că dacă le aduni, faci mai mult decât bestsellerul respectiv și șansa extraordinară a ta a fost să ne întâlnim la TEDx-ul din Baia Ce Mare. Ce TEDx uh, San Francisco? Cel din Baia Mare unde... Am creat un grup în care da. relațiile sunt foarte reale Apropo de și relații, autentice, de construirea de relații în care fiecare dintre noi ne-am adus exact așa cum suntem, fără măștile și machiajele cu care de ne întâlnim și când nu. se leagă, da. Petrecem. Fără niciun reproș, da, fără niciun tu reproș Tu ai ajuns, a, da, tu de ce mai sunat, de ce nu mai sunat și efectiv te simți uh, te simți că ești parte dintr-un întreg. În care dacă nu ești uneori, e în regulă. Întregul rămâne da. în continuare. Exact. Mai sunt câteva minute din această emisiune și începem luna martie împreună. Eu ți-am adus un mărțișor. Da, pe e care... foarte drăguț! Da, noi avem mărțișoarele astea la foarte Zurli. Drăguț. Și invit pe ascultătorii noștri să intre pe Fundația Zurli și să vadă acolo tot ce se întâmplă în campania Adoptă o Mamă, pentru că toată luna martie noi am convins aproape 300 de psihologi să doneze ore de cabinet și sunt mii de mame și de femei care se înscriu pentru. Pentru prima lor întâlnire cu un psiholog. Și aș vrea să îmi spui un pic pentru ele ce înseamnă să cere ajutorul unui specialist, indiferent cât de mare e nevoia sau de mică. Ce înseamnă să cauți terapeuți, să cauți psihologi, să cauți metode prin care tu să te ajuți de oameni care pot să contribuie la uh, binele tău. Ce înseamnă să faci, să încerci să faci terapie? Ce înseamnă pentru tine, da. Eu fac terapie. Fac terapie de foarte, foarte mulți ani, am schimbat foarte multe metode. Te ajută, intri într-un spațiu în care vezi realitatea exact așa cum este, într-un mod obiectiv, și cineva din afara vieții tale îți te conduce pe un drum. În care tu să-ți dai răspunsuri la toate întrebările la care ai nevoie, să găsești răspunsuri, și uh, nu-ți dă experiența lui, nu-ți dă. Ai suportul să poți să înțelegi ce se întâmplă cu viața ta și să-ți da, să iei deciziile și să-ți găsești răspunsuri la ce vrei să faci în viață. Îți mulțumesc foarte, tare. Cu drag! Ce faci în primăvara asta? Mă bucur de, de primăvară, Ador primăvara închei repede această emisiune să ies să mă bucur și eu de primăvară Mulțumesc mult, Andreea Raicu Cu mare drag și te aștept la showroom pentru că mai ales fiind primăvară avem foarte multe haine colorate la Amalin Da și în sfârșit intră pe mine rochiile de toate, la Amalin Toate, toate <laughs> Și sunt foarte fericită și îți mulțumesc foarte mult. Andreea, am apucat să vorbim foarte puțin, dar mi-am dorit foarte tare să ne ducem mai mult la suflet data viitoare când o să vină Andreea în studio, să vorbim despre cum a schimbat ea perspectiva din punct de vedere profesional și a ajuns să facă ceea ce face astăzi. Dar până atunci, să nu uitați că este luna femeii, este luna în care ar fi bine să vă dați mai mult timp și să-i faceți pe ceilalți să vadă cât sunteți de frumoase și de valoroase. Eu sunt Mirela Retegan și până data viitoare când ne reauzim, aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți. La revedere! Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.